Deștinderile la care au participat peste 200 de polițiști din cadrul IPJ Ilfov au avut loc la domiciliile a 48 de persoane și la sediile firmelor administrate de aceștia. Cele 82 de percheziții au fost efectuate la persoanele care sunt bănuite că în perioada 2014-2016 ar fi înființat 11 societăți fantomă și ar fi emis facturi fictive către sute de firme cu activitate în mai multe domenii. O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitului financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate fără documente de proveniență și sub valoarea de piață. Din cele 82 de percheziții, 6 au fost efectuate în Giurgiu. În perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți cu comportament fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operațiuni reale către peste 200 de firme beneficiare de pe raza a 11 județe, acestea din urmă având ca domenii de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii. Cu privire la perchezițiile efectuate în Giurgiu, acestea s-au desfășurat în localitățile Vlad Cepeș, Chivărești și Daia. Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, a reieșit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit. Prejudiciul adus bugetului de stat în acest dosar este de aproximativ 50 de milioane de lei. Pe raza județului nostru, cele 6 percheziții au fost efectuate în Giurgiu, Daia, Vlad, Țepe și Vărăști la persoane și firme care activează în domeniul recuperării materialelor reciclabile.